ați revenit. Suntem la al șaselea curs de optică geometrică. Așa cum am spus în finalul cursului precedent, azi voi vorbi despre oglinzile sferice, mai ales despre felul în care construim imaginile în aceste oglinzi, în toate cazurile importante. Am dedus deja relațiile pentru oglinzile sferice. Prima relație este 1 pe x1 plus 1 pe x2 egal cu 2 supra r și relația măririi liniare, beta este minus x2 supra x1. Se poate găsi foarte ușor valoarea distanței focale în cazul oglinzilor sferice, fie că îi dau lui x1 valoarea infinit, fie că o dau lui x2, obțin același lucru, ceea ce înseamnă că nu avem două focale, oglinzile au un singur focar, pentru că ele lucrează prin reflexie. Și atunci, în cazul acesta, lumina nu trece decât printr-un mediu, nu prin două, ca în cazul dioptrului care lucrează prin refracție. Și de aceea avem un singur focar și se vede că punând condiția x1 sau x2 să fie infinit, găsim că 1 pe, să zicem, x2 este egal cu 2 supra r, dar în acest caz, așa cum am arătat în cursurile precedente, x2 este distanța focală, așa că rezultă că distanța focală este r supra 2. Distanța focală este jumătate din raza sferei din care face parte calota sferică pe care se găsește oglinda despre care vorbim. Să notăm. Să vedem care sunt elementele unei oglinzi sferice. Avem întâi că la orice dioptru, axa optică principală, care este de fapt axa de simetrie a oglinzii. Vârful oglinzii este punctul în care se intersectează suprafața oglinzii cu axa optică principală. Centrul oglinzii este centrul sferei din care face parte suprafața oglinzii, adică calota sferică. Bineînțeles că și centrul se găsește pe axa optică principală. Raza de curbură este raza sferei din care face parte suprafața oglinzii. Focarul principal se găsește la jumătatea razei, adică la jumătatea distanței dintre vârf și centru, așa cum ne arată această relație. Și el poate să fie un focar real, în cazul oglinzilor convergente, așa cum vedeți în acest desen, ceea ce înseamnă că razele de lumină după reflexie trec prin acest focar, dar poate să fie și un focar virtual, așa cum vedeți în acest desen, în cazul oglinzilor divergente, ceea ce înseamnă că după reflexie razele nu trec prin focar, dar trec direcțiile lor, sau cum se mai spune, prelungirile razelor trec prin focarul virtual. Oglinzile au și focare secundare, și anume un punct în care sunt concentrate razele unui fascicul care nu este paralel cu axa optică principală, se numește focar secundar, așa cum vedeți în acest desen. Și pentru că există o infinitate de fascicule care pot să vină sub tot felul de unghiuri, înseamnă că există o infinitate de focare secundare, și împreună focarele secundare formează ceea ce se numește planul focal al oglinzii.
oglinzile sferice pot fi concave dacă au partea reflectătoare în interior sau convexe dacă au partea reflectătoare în exterior. Deoarece oglinzile concave concentrează fasciculele paralele, așa cum vedeți în desen, ele sunt oglinzi convergente și, după cum veți vedea, pot să dea imagini reale. Ele au un focar real, pentru că, așa cum am spus, în cazul lor, razele de lumină, după reflexie, trec prin focar. Oglinzile convexe împrăștie fasciculele formate din raze paralele, deci ele sunt divergente și, după cum veți vedea, nu pot să dea imagini reale. Ele au un focar virtual, pentru că, așa cum am mai spus, după reflexie, razele nu trec prin acest focar, ci doar direcțiile razelor trec prin acest focar. De fapt, putem afla unde sunt focarele și dacă ne uităm la distanța focală. Se vede că distanța focală are același semn pe care îl are și valoarea razei. Ori dacă centrul de curbură se găsește în fața oglinzii, atunci înseamnă că raza are valoare negativă, așa cum vedeți în cazul desenului cu oglinda concavă. Și dacă raza are valoare negativă și distanța focală are valoare negativă, ceea ce înseamnă că focarul se găsește în fața oglinzii concave. În cazul oglinzilor convexe, raza are valoare pozitivă pentru că centrul se găsește în spatele oglinzii. Și atunci și distanța focală are valoare pozitivă, ceea ce înseamnă că în cazul oglinzilor convexe, focarul se găsește în spatele oglinzii. Pentru a construi imagini în oglinzi, în oglinzile sferice, trebuie să ne folosim de raze de lumină despre care știm cum se reflectă. Și de obicei folosim trei astfel de tipuri de raze. Întâi, așa cum vedeți în desen, o rază care vine paralel cu axa optică principală, pentru că știm că ea se reflectă prin focar. În cazul unei oglinzi concave, focarul este prin definiție punctul prin care vor trece razele care au venit paralel cu axa optică principală după ce se reflectă pe oglindă. A doua rază pe care o folosim de obicei este o rază, așa cum vedeți în desen, care vine din direcția focarului. Și atunci, conform principiului reversibilității razelor de lumină, înseamnă că această rază după reflexie se va propaga paralel cu axa optică principală, așa cum vedeți în desen. În fine, a treia rază de care ne folosim de cele mai multe ori este cea care vine dinspre centrul oglinzii. Dacă vine dinspre centrul oglinzii, înseamnă că ea cade normal pe suprafața oglinzii, pentru că vine de-a lungul razei oglinzii. Ceea ce înseamnă că unghiul de incidență este 0. Și atunci și unghiul de reflexie trebuie să fie 0, ceea ce înseamnă că raza reflectată se va propaga pe același drum pe care a venit și raza incidentă. De obicei, simbolizăm obiectul printr-o săgeată. Ca să desenăm imaginea, veți vedea că ajunge să identificăm locul în care se formează imaginea vârfului obiectului. Identificarea poziției imaginii unui punct se face de obicei folosind două raze de lumină care pleacă de la punctul respectiv și care se reflectă pe suprafața oglinzii. Punctul în care cele două raze sau direcțiile lor se întâlnesc din nou după reflexie este imaginea punctului de la care au plecat razele incidente la oglindă. Dacă razele se întâlnesc,
imaginea este reală, dacă se întâlnesc doar direcțiile lor, atunci imaginea este virtuală, adică nu poate fi prinsă pe un ecran. Să notăm! Și acum să vedem imaginile. În cazul oglinzilor concave, avem 6 cazuri distincte despre care trebuie să discutăm. Să le vedem pe rând. Cazul 1. Obiectul se găsește la infinit. Sigur că în realitate niciodată un obiect nu se găsește la infinit, dar acest caz descrie foarte bine cum se formează imaginea și unde, în cazul obiectelor care sunt foarte, foarte departe, de pildă în cazul obiectelor astronomice. Să vedem întâi ce ne arată formulele. 1 pe x2 plus 1 pe x1 este egal cu 1 supra f. Și dacă x1, adică distanța până la obiect, tinde la infinit, atunci acest termen dispare, el tinde la 0. Și obținem că 1 pe x2 este egal cu 1 supra f. Relație care ne arată că distanța de la oglindă până la imagine este egală cu distanța focală. Asta înseamnă că imaginea se formează în focar. Apoi, mărirea liniară, beta, este minus x2 pe x1. Dar, din nou, dacă x1 tinde la infinit, înseamnă că beta tinde la 0. Iar beta este, prin definiție, raportul dintre dimensiunea imaginii și dimensiunea obiectului, ceea ce înseamnă că dimensiunea imaginii se poate scrie beta înmulțită cu dimensiunea obiectului. Dar pentru că beta e 0, înseamnă că și dimensiunea imaginii va fi 0. Cu alte cuvinte, imaginea va fi un punct, va fi punctiformă. Deci, folosind relațiile, am aflat că în cazul în care obiectul se găsește la infinit, imaginea se formează în focar și este punctiformă. Să vedem. Am arătat în cursurile anterioare că dacă obiectul este la infinit, atunci razele care ajung de la el la dioptru, în cazul nostru la oglindă, sunt paralele. În acest desen vedeți două raze incidente, notate cu 1 respectiv 2, care sunt paralele cu axa optică principală. Ele se întâlnesc după reflexie în focar. Ceea ce înseamnă că imaginea unui punct sau a unui obiect care se găsește la infinit este reală, este punctiformă și se găsește în focar. În cazul al doilea, obiectul se găsește la o distanță mai mare decât raza, adică este dincolo de centru. Desenăm o rază care pleacă din vârful obiectului, paralelă cu axa optică principală. Ea se reflectă prin focar. Acum desenăm o rază care trece prin focar. Ea se reflectă paralel cu axa optică principală. Acolo unde se întâlnesc cele două raze după reflexie, este imaginea vârfului obiectului. Înseamnă că imaginea arată astfel. Imaginea este reală, micșorată, răsturnată și se găsește între focar și centru. Cazul al treilea. Obiectul se găsește în centru. Desenăm o rază care pleacă de la vârful obiectului, paralelă cu axa optică principală. Ea se reflectă prin focar. Și acum desenăm o rază care trece prin focar și, așa cum știm, ea se reflectă paralel cu axa optică principală,
imaginea arată astfel. Adică este reală, egală cu obiectul, răsturnată și se găsește în centru. Cazul al patrulea. Obiectul se găsește între focar și centru. Desenăm o rază care pleacă de la vârf, de la vârful obiectului, paralelă cu axa optică principală. Ea se reflectă prin focar. Acum desenăm o rază care trece prin focar și ea se reflectă paralel cu axa optică principală. Imaginea arată astfel. Imaginea este reală, mărită, răsturnată și se găsește dincolo de centru. Cazul al cincilea. Obiectul se găsește în focar. Desenăm o rază care pleacă de la vârful obiectului, paralelă cu axa optică principală. Ea se reflectă prin focar și acum desenăm o rază care are direcția centru spre vârful obiectului, care parcă ar veni din centru. Pentru că ea cade normal pe oglindă, vine de-a lungul normalei, ea se va reflecta pe același drum. Imaginea este infinit de mare și se formează la infinit, pentru că, după cum vedeți, cele două raze reflectate sunt paralele. Cazul al șaselea. Obiectul se găsește între focar și oglindă. Desenăm o rază care pleacă de la vârf, paralelă cu axa optică principală. Ea se reflectă prin focar și acum desenăm o rază care are direcția centru vârful obiectului, adică o rază care parcă ar veni din centru. Deoarece ea cade normal pe oglindă, vine de-a lungul normalei, ea se va reflecta pe același drum. Observăm că cele două raze reflectate sunt, de data asta, divergente. Nu se mai întâlnesc nicăieri în stânga, în spațiul obiect. Dar prelungim direcțiile lor și punctul lor de intersecție este vârful imaginii. Ceea ce înseamnă că de data asta imaginea este virtuală. Imaginea arată astfel. Imaginea este virtuală, deoarece se formează în spatele oglinzii, este mărită și dreaptă. Puteți urmări acum o simulare a formării imaginii într-o oglindă concavă pentru diferite poziții ale obiectului. Când obiectul se apropie de centru dinspre stânga, imaginea se apropie și ea de centru, dar dinspre dreapta. Iar când obiectul ajunge în centru, imaginea ajunge și ea în centru și devine egală cu obiectul, dar răsturnată. Apoi, pe măsură ce obiectul se apropie de focar, imaginea se îndepărtează și se face tot mai mare, iar când obiectul ajunge în focar, razele de lumină reflectate sunt paralele. Ceea ce înseamnă că imaginea este acum la infinit și este infinit de mare. Imediat ce trece de focar, razele devin divergente, ceea ce înseamnă că se întâlnesc prelungirile lor în spatele oglinzii și avem o imagine virtuală. Ceea ce este important de observat este că atunci când obiectul trece prin focar, avem o discontinuitate. Imaginea, în momentul trecerii obiectului prin focar, sare de la minus infinit, unde este reală, răsturnată și infinit de mare, la plus infinit, unde este virtuală, dreaptă și tot infinit de mare. Să notăm descrierile imaginilor pentru cele 6 cazuri. Și în cazul construirii imaginilor în oglinzile convexe, ne folosim de obicei de 3 tipuri de raze. Să le vedem.
Întâi o rază care vine paralel cu axa optică principală, ea se reflectă pe direcția focar punct de incidență, adică după reflexie ea pare că vine din focarul virtual, care, așa cum am spus, se găsește în spatele oglinzii. A doua rază, o rază a cărei direcție este spre focar. Așa cum vedeți în desen, ea se va reflecta, conform principiului reversibilității razelor de lumină, paralel cu axa optică principală. Și a treia rază de care ne folosim este o rază a cărei direcție este spre centrul oglinzii. Ea cade deci normal pe suprafața oglinzii, ceea ce înseamnă că unghiul de incidență este 0 și că și unghiul de reflexie trebuie să fie 0. Cu alte cuvinte, raza se reflectă pe același drum pe care a venit. În cazul oglinzilor convexe avem un singur caz de construcție a imaginii, pentru că indiferent unde se găsește obiectul, indiferent la ce distanță se găsește el de oglindă, imaginea este întotdeauna virtuală, micșorată, dreaptă și se găsește în spatele oglinzii. Să vedem. Desenăm o rază de lumină care pleacă de la vârful obiectului, paralelă cu axa optică principală. Ea se reflectă pe direcția focar punct de incidență, așa cum am arătat. Acum desenăm o rază care are direcția spre centrul oglinzii, deoarece ea cade normal pe oglindă, ea se va reflecta pe același drum. Și observăm că de data asta cele două raze reflectate sunt divergente. Așa că prelungim direcțiile lor și punctul de intersecție este vârful imaginii. Și imaginea arată astfel. Deoarece se formează în spatele oglinzii, este o imagine virtuală. Să descriem imaginea. Deci, imaginea este virtuală, micșorată, dreaptă și se găsește în spatele oglinzii. Acum puteți urmări o simulare a formării imaginii într-o oglindă convexă pentru diferite poziții ale obiectului și veți vedea că imaginea este întotdeauna micșorată și se găsește întotdeauna în spatele oglinzii, fiind virtuală și dreaptă. Se poate observa cum, indiferent ce poziție are obiectul, imaginea rămâne în spatele oglinzii, este virtuală, este dreaptă și mai mică decât obiectul, dar se face tot mai mare pe măsură ce obiectul se apropie de oglindă. Când obiectul ajunge la o distanță de oglindă egală cu distanța focală a acesteia, dimensiunea imaginii este jumătate din dimensiunea obiectului. Iar dacă obiectul continuă să se apropie de oglindă, dimensiunea imaginii crește și ea, însă nu devine egală cu obiectul decât în momentul în care obiectul s-ar lipi de oglindă, adică doar atunci când distanța de la oglindă la obiect devine zero. Mai multe despre formarea imaginilor voi spune în cursurile aplicative. În cursul teoretic următor voi vorbi despre lentile. La revedere!
Thank you.